După ce PNL Timiș l-a atacat pe deputatul Alfred Simonis cu o declarație în care susține că a încălcat protocolul semnat la București între PNL și PSD, reprezentanții Partidului Social Democrat vin cu acuze grave pentru președintele Consiliului Județean Alinica. Memorie scurtă sau ipocrizie? La această întrebare ne-am dorit să răspundem când citim declarațiile președintelui PNL Timiș Alinica, dar ne este greu. Cuprins de furie după ce mai mulți primari și viceprimari liberali și-au anunțat trecerea la PSD, Nica a ieșit la atac, însă argumentele sale sunt foarte ușor de combătut. Să o luăm cronologic. În 2020, când Alinica era doar candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș, a racolat 5 primari social-democrați. Când a făcut-o el, n-a existat nicio problemă sau golănie. Arc peste timp 4 ani. Nica racolează primarul comunei Otelec și iese în conferință de presă în sediul Partidului Național Liberal Timiș cu 2 consilieri locali PSD. Vreo problemă? Niciuna. Alinica simte că pierde puterea, iar acest lucru îl face să-și piardă mințile. Vorbește despre alianțe, dar realitatea este că între PSD și PNL există o alianță electorală deocamdată doar pentru alegerile europarlamentare. Dar dacă tot a pomenit acest cuvânt, să vorbim pe cifre. Alianța pe care o clamează exista și când a împărțit banii primarilor din județ, iar edililor social-democrați le-a alocat 10% din bani, restul pe bază de culoarea carnetului de partid obligatoriu galbenă. În final, mai trebuie menționat un aspect extrem de important. Când zeci de primari și viceprimari părăsesc un partid care se află la guvernare, nu este decât vina conducerii partidului, dar când ești incapabil să conduci, cauți vinovați în altă ogradă. Azi Alinica a pus aleșii locali să semneze o declarație de presă comună în care a înfierat tot ce mișcă în jurul lui, neasumată însă. Surpriza poate veni în zilele următoare, când unii din semnatori vor repeta acțiunea de sâmbătă, transmit reprezentanții PSD.